Salut și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi vom testa Classic Soviet Drums, un joc care habar n-are ce înseamnă să pui spațiu în denumire. O să vedeți dacă vi-l instalați și voi. Repet, acest joc este un joc bun pentru relaxare. Dacă doriți chestii mai super evoluate sau așa, puteți să ieșiți de pe video. Jocul ăsta se joacă offline, deci când intrați pe joc trebuie să vă opriți datele mobile înainte să intrați pe el. Funcționește, deci nu are efectiv nicio problemă. Setări. E res, scale, nu știu ce e aia și grafici are aici. Habar n-am care. Cred că e cu umbra. Are niște shadere la umbre, să vedeți. Și da. A avut un update de când l-am descărcat prima oară până acum, au mai fost adăugate vreo 2 sau 3 tramvaie. Deci ăsta exista, ăsta și cu ăsta. Deci erau 3. Noi cu tatăl o să ne jucăm, că știți bine. A mai fost adăugat chestia asta și cu chestia asta. Deci încă 2 s-au mai adăugat. Deci hai să luăm... Hai să băgăm pe ăsta puțin. Jocul ăsta e bun, are și ASMR cu motoare. Bine, cred... motoare... De ce? Și da, update-ul a constat și în faptul că e o linie specială pe care merge în NPC. Deci când sunteți la 30 de metri de stație, băgați frâna, frâna e butonul roșu și gata. Aveți claxon, deci asta cred că are de-a face cu graficile, umbrele la copaci și toate astea. Se buglește un pic la corbe. Păi pentru un joc făcut într-un iglu din Siberia, eu zic că e destul de bun. Sincer, habar n-am de unde-s developerii. Da, developerii. Să uit în Google să văd dacă dă data unde au sediu, dacă nu, aia e. Îmi place că scrie pe el 41. Bine, nici nu cred că e obligatoriu să opriți în stații, dar... Deci, efectiv, este motor de mașină. Și dacă vă întrebați cu ce viteză merge NPC-ul ăla, merge cu vreo 18, 19, 20, cam așa la oră. Nu poți intra pe linia lui și nici el pata, are un traseu diferit. Și da, cred că o să vă las să ascultați puțin sunetele.
21. Arată chiar bine. Sus la cucuvea văd că... nu scrie nimic. Ăsta pare a fi un NPC ceva care stă și alba acolo și se uită la butoane. Asta e versiunea mai cu Big Brain a Real Russian 3 simulator. Ăsta chiar are o buclă și stațiile astea sunt 4 și de la stația 4 te întorci înapoi la stația 1. Pe când în porcăria aia nu exista bucla, pur și simplu după ultima stație se termina șina și cădeai de pe pod. Era buclă la locația aia altă, deci era două locații, oraș și munte parcă. Și la oraș era porcăria să le cădeai de pe pod, de-am făcut noi Initial D, de mi-am luat copyright, că am folosit Initial D, da. Cred că ascult sunt așa la YouTube, da, știm povestea cu toții. Deci era un videoclip cu un ăsta, cu Mimu. Și am vrut să-l deschid. Și n-am vrut să am reclamă când l-am deschis. Și ce-am făcut eu? Că băiatul deștept, când am deschis videoclipul, apărea reclamă, gliseam în jos, închideam videoclipul. Și am făcut chestia asta de 33 de ori, până la urmă, când l-am deschis, nu mi-a mai dat reclamă, deci de 33 de ori mi-a dat reclamă când l-am deschis videoclipul ăla. Ce venea ăla pe linia de tramvai la aia. Bă, erau... Unii făceau o știre că ce cer ăștia de la CFR. Că ei vor să facă grevă și că ce cer. Prezentau ăștia și erau unii de ăștia de scriu știri. Ai posibilitatea să le comentezi articolul. Și era una că... Da, manageriat mai bun și plan de dezvoltare, da. Dar salarii mai mari să nu le dea. Bă, frățicule, voi credeți că materialul rulant și la CFR și la STB e întreținut de magazie cumva, de companie? Ha. Aia care le conduc, mecanicii sau manipulanții, trebuie să ia becuri, butoane, ștergătoare, să schimbe, să cumpere siguranțe dacă se strică. Deci nu, piesele de la magazie și banii pentru reparații sunt fie pentru piloși, fie pentru furat. Deci să n-aibă careva iluzia că tramvaiele sunt reparate la... dacă ești pilos. Că zice ăla de trei să le repare. Da, n-avem piese. Da, sunt ocupat, numai dacă îi pui mână 200 de lei, atunci se găsesc piesele. Și nici atunci nu-ți dă piese bune, îți dă piese care peste una se strică. Deci, da. Iarăși, pentru salarii nu există bani la STB, dar... pentru salariile angajaților și pentru piese de schimb și tot felul de întreținere, modernizare a infrastructurii pe acolo pe unde trece și șina cum podeaua tramvaiului pe Nerva Traian, nu sunt bani. Dar pentru salariul de 22.000 de euro pe lună lucrit, sunt bani. Atât are pe lună. Deci, da.
Omul meu e bun pe post acolo. Deci ăsta la 2 luni și au Tesla. Face parată. Și aici văd că e o Lada care iese din bloc efectiv o mașină acolo. What the fuck? Văd că în afara orașului sunt lune de nisip. Ceva normal. Păi da, și cam asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Jocul ăsta, v-am mai zis, e bun de relaxare dacă vrei să scoateți timp sau să fie grafici cu RTX-uri, cu nebunii, cu aia. Duceți-vă și căutați alte jocuri, că nu e de voi. Deci, da, cam asta fiind spuse, urmează jocul următor, Train Station 2, să vedem cât de pe bune e reclama. Deci, până atunci, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!